dar totuși trebuie să dăm cuvântul și acestui autor care acum 150 de ani aproximativ ne zicea așa: credința mea este că va veni curând timpul când românii vor înțelege că nici libertatea nu este anarhie, nici legalitatea nu este despotism, ci că autoritatea, cu cât este indispensabilă societăților, cu atât ea trebuie să fie mai înferită, făcând-o să derive de la lege. Legea cărei suveranitate este singurul principiu care poate conduce a societățile moderne. Simțul moral nu poate răbda mult timp a vedea pe acei care trebuie să fie auxiliarii cei mai puternici ai civilizației, deci pe preoți, pe învățători și pe învățătoare, pe judecători și pe soldați, întrebuințați ca instrumente politice, ca agenți electorali și de corupțiune. Nu poate răbda mult timp să vadă urmându-se în afară, deci la externe, o politică reprobată de nație prin mai multe acte solemne. Într-o societate bine echilibrată, deosebitele ramuri ale trebuințelor naționale trebuie să meargă mână în mână, trebuie ca nici politica să nu fie sacrificată comerțului și industriei, nici literatura și artele să nu fie sacrificate ambițiilor politice. A sacrifica toate interesele politice și vitejiei nu poate fi nici măcar în condițiunile cele mai nenorocite, ale mai norocite ale unui neam, decât un succes trecător. Să nu vă luați după acest ton, el este prezent în multe pagini. Omul nostru este Ion Chica, este o alcătuire ciudată, paradoxală, bizară, este liberal cu accente conservatoare, este cosmopolit, franțuzit, boem, un tânăr care știa să-și piardă timpul nopțile prin Paris mâncând înghețată, iubind bine, trăind bine, este un boier cu accente ușor vag socialiste uneori, dar după aia se transformă în conservator, este un moderat. Oaia lui neagră era Iliade Rădulescu, era turcofil înrăit, anglofil fără fisură, o leacă grecofob și rusofob. Deci un tip foarte complex care a fost premier, ministru, a luat parte la detronarea lui Ilian Alexandru Ioan Cuza, a fost un conspirator chiar în limbă de carbonari, așa, a tratat cu Napoleon al III-lea aducerea unui principe străin în țară, deci a făcut politică la vârf, diplomație mare, a supărat pe foarte multă lume, dar în același timp era un bon viveur perfect. Și de fapt sarcina noastră este foarte simplă. Eu acum dacă vă spun că în Dicționarul General al Literaturii Române și în Dicționarul Literaturii Române de la origine până la 1900, această carte scrisă de către Alexandrii figurează bine mersi la capitolul ca o operă, n-am ce altceva să mai spun decât Călinescu, George Călinescu spune, toată lumea spune acest text, că această carte este un muzeu carnavale în România, făcut de un bun artist. Și tot el spune, Ghica transformă orice fapt divers într-o poveste cu Ali Baba. Aveți aici tot ceea ce sufletul noastră de paseist, nostalgic, de România, cu conacelor de țară, cu boierie, cu țigănie, cu haiducie, cu mâncăru turcești, dar și politică în același timp, Nicu Vărcescu, pașoptismul, spiritul catacombar, masonerie cu Ion Câmpineanu, deci o istorie care are ce. Am recitit-o acum și apropo de Caragiale, din omul ăsta, cred că din mantaua lui, cred că ies deopotrivă Sadoveanu, Caragiale tatăl și Caragiale fiul, că sunt și pagini de Matei. Este practic un basm, este un roman, este o carte cu de ochi, cu cearcăne, cu plăceri senzoriale, viscerale, diplomatice, o carte foarte actuală în multe locuri. Așa că este o lectură bună pentru orice vrem și mai ales pentru atât. Vă mulțumesc!